Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nou joacă de GTA 6 la seria noastră favorită Deși jocul nu s-a lansat Sincer, n-am mai făcut videoclipuri de gen Am așteptat să adune mai multe informații Și avem informații De data aceasta, nu neapărat leak Doar informații stricte, reale Și ce urmează să se întâmple Probabil am pus deja în titlu Că Rockstar Games a cumpărat acum câteva zile 5M-ul Adică, ei anunță cu mândrie Auzi ce spun? Că CFX.re Adică echipa din spatele a Nu știu, celei mai mari comunități de roleplay Da, 5M Și RedM Nici deci nu știu ce e RedM, am jucat, dar au fost achiziționați de către Rockstar, au parteneriat, ei sunt șefii și va fi Big Blan. Eu v-am mai spus în trecut niște licuri, nu știu câți dintre voi ați văzut videoclipurile respective, că GTA 6 plănuiește să aibă direct în interiorul jocului ceva similar cu 5M, poate un browser de servere, cum e pe Counter Strike, poate un client separat, habar nu am, dar acum acel leak a fost confirmat complet pentru că Rockstar a achiziționat 5M. Suntem pe site-ul celor de la Rockstar și prima noutate mare pe 11 august, Roleplay Community Update. Asta este un update foarte bun și mă bucur că nu mai avem leak-uri, adică e ceva clar concret. Deci este bine, este bine pentru faptul că dacă ne uităm pe aici, ei spun în felul următor. Ei zic că în ultimii câțiva ani s-au uitat cu entuziasm la comunitatea creativă a lui Rockstar și au găsit modalități noi de a juca jocul, da? adică a face roleplay, avem servere dedicate de roleplay, spun ei aici. Și partea cea mai bună este că ei vor să susțină chestia aceasta. Deci este cel mai big, big, big thumbs up pentru că putea să fie o companie nebună care nu voia să susțină, dar ei vor să susțină ceea ce e perfect și de ce e foarte bine este pentru că vom găsi cuvântul aici mai jos. Ia uite că l-am și subliniat. Mods. Foarte bine. Iubesc cuvântul acesta. Mods. Adică moduri și ei spun că dacă au o modalitate să susțină aceste eforturi, ne-am extins polița pentru moduri. Wow! Foarte important. Big blan aici. De ce? Pentru că știți că au vrut să scape oarecum de nu 5M, de IV. Așa se numește. Este o aplicație foarte importantă. Ce îți permite să intri în interiorul anumitor fișiere din Ranteft Auto 5. Fără acest Open uh, Open IV, nu prea poți să modezi jocul, ca mai e toată Chestia și ei au interzis acest Open IV și atunci toată lumea s-a dus pe Steam și a dat numai review-uri negative, până în punctul în care s-au răzgândit și au zis și ceva, hai lăsați Open IV-ul ăla, gata, nu mai contează. Și vedem deja o schimbare drastică în a, de, prin faptul că ei vor susține modurile. Mă rog la doamne, doamne din ceruri să adauge mod suport pentru GTA 6, ar fi cel mai genial lucru. Nu știu dacă se va întâmpla, nu știu ce înseamnă asta cu polița lor pe moduri, dar ceva ceva e înspre bine. Dacă adaugă un mod suport, adică un buton de moduri direct din meniul jocului, ar fi perfect. să putem să instalăm moduri foarte ușor. Că momentan ai multe moduri, trebuie să umbli în fișierele jocului. Dacă un mod nu merge, strică tot jocul, nu mai știi ce nu merge, ce merge, e greu. Nu știu dacă ați încercat vreodată să modați jocul cu foarte multe moduri. Aia e toată problema. Deci este de bine. Acum o să discutăm și despre ce nu este bine, pentru că Rockstar Games a anunțat ceva ce a lăsat fanii puțin nervoși, așa puțin mânioși. Ne uităm că au lansat videoclipul pe canal lor cu cele mai multe dislike-uri este vorba despre 17 august Red Dead Redemption 1, cred că e Red Dead Redemption 1 și Undead Nightmare, nu știu ce e asta, ceva DLC habar n-am, dar are cele mai multe dislike-uri de la Rockstar Games ever oamenii sunt nervoși, rău de tot o să ziceți, cum are dislike-uri, că s-a scos butonul de dislike, nu s-a scos, există niște extensii pe Chrome, cred, nu știu, unde vezi dislike-urile, în fine, sunt foarte multe asta este toată ideea, pentru că ei bine, ei bine, ei vor să lanseze pe PlayStation 4 și pe Nintendo Switch, Red Dead Redemption 1, care e vechi de nu știu câți ani, la un preț de. la un preț de 50 de euro sau 60, cred că 50, adică la un preț maxim cu care se lansează jocurile în 2023. Deci ei vor să lanseze un joc de acum 10 ani, prezent, cu preț de full price, dar gen e un joc vechi și nu e nimic nou. Nu e remake, nu e remaster, nu are content nou, nu cred că are content nou, deci e doar jocul vechi și ar trebui să fi pus la un 20 de euro ceva de genul, că bă, e vechi, aia, e, luați-l așa și jucați, nu, l-au pus la 50 de euro și practic e o palmă așa peste față că, bă, nu e ce trebuie, adică măcar dacă tot îl aduceți joc vechi în prezent pe console noi, veniți și voi cu un update, cu ceva, grafici noi, nebunie, nimic, da, nu știu ce să zic, deci a, au cele mai multe dislike-uri aici, o veste proastă, dar eu nu prea sunt fan redere, redere 1 nu l-am jucat niciodată, măcar dacă venea pe calculator, dacă îi făceau un remake de la zero, atunci da, era insane. Remake de la 0, gen să-l facă ca RDR2, părerea mea ar fi meritat pentru că ar fi adus și RDR primul la nivelul RDR2 și atunci seria chiar ar fi fost insane. Și să-l aducă și pe calculator, vă spun că toată lumea ar fi dat like aici în, în, număr masiv, dar e foarte greu să faci un remake. Nu e de ușor, le necesită foarte mulți ani și probabil deja sunt ocupați cu GTA 6. Aici mai discutăm așa de câteva firimituri, este vorba despre un articol, ne zice că GTA 6 a fost în development de peste 10 ani. Pentru că s-a găsit ceva poză e, și zice că e Research Video Editor and Producer Iar jos de tot vedem subliniat GTA 6 VI, Video Editor și lucrează din 2015 Da, deci ca și cum jocul este în development din 2015 Dacă e mai early din 2015... Asta, nu știu, nu ne mai uimește, știm și noi că se lucrează la joc de foarte mulți ani. Un joc de genul acesta, clar e nevoie să lucrezi la el de foarte mulți ani și probabil la început, îți dai seama că aveau și ei niște idei până implementa ușor, ușor. Deci nu știu dacă neapărat fix din 2015 au început să lucreze full. Nu, nu știm. Între timp, voi veți apăsa pe butonul de like, să și noi 10.000 de like -uri? cum ar fi? Wow, 10.000 big blană la GTA 6, la noua mea serie de GTA 6. Păi, v-am mai zis de atâtea ori și v-am mai bătut la cap de un miliard de ori cu Take Two. Take Two, compania mama lui Rockstar, nici nu știu dacă mai are sens să vă mai explic ce aia Take Two, că v-am explicat de atâtea ori. Compania mamă care deține Rockstar, fiind o companie foarte mare și e o, o, companie publică în care poate investi oricine, chiar și tu, sper că zic corect, are stocuri, are acțiuni, astfel pentru pentru că sunt oameni care au investit în companie, ei au niște discuții publice cu sau pentru oamenii care au investit în companie, dar poate să asculte oricine. Și atunci take tu vine și ne spune în felul următor. Dragi oameni care ne-ați oferit nouă bani și ați investit în compania noastră, ei bine, jos de tot, este subliniat în felul următor. Suntem confidenți, adică avem mare încredere cu strategia noastră uluitoare de business că în anul fiscal 2025, aveți ce scrie aici, noi o să facem un moment epic, adică include, zice aici, recorduri noi, niveluri nemai întâlnite de performanță și vrem să vă mulțumim tuturor investitorilor, da, stakeholders, pentru susținere și sperăm că sunteți alături de noi, sunteți entuziasmați că o să urmeze momente big plan. adică ideea e că trebuie să facă hype pentru investitori, adică să-i facă entuziaști să îi se uh, să-i facă fericiți, da? să-i asigure că, bă, tu mi-ai dat banii și ai investit în compania mea, fie acolo e tare rău de tot că urmează să facem lucruri importante, că dacă ei fac lucruri importante, lucruri bune, atunci crește valoarea companiei și Aia care i-au dat un leu în companie și au investit o să aibă 2 lei, 3 lei, 4 lei, că oia sus compania. Gen devine mai puternică, mai profitabilă, în fine, deja deci intrăm în termeni fiscali. Însă, ideea este că anul fiscal 2025 pe care noi îl vedem aici, înseamnă că nu este în 2025. Începe din aprilie 20, 2024 până în martie 2025, ceva de genul. Asta înseamnă că... Aprine 2024 până 2025, ceva în perioada asta trebuie să se întâmple. Adică Take-Two o să anunțe ceva. Noi ne așteptăm că vor anunța GTA 6 sau că se lansează, nu că vor anunța, pardon, că se lansează GTA 6. Poate să lanseze Max Payne, poate să lansează NBA 2K500, pentru că ei au mai multe companii. Dar, clar, dacă s-ar lansa GTA 6, toată lumea îl cumpără, bani gratis vor fi va fi profitul insane, deci ne așteptăm cu toții să fie GTA 6. Acum, Rockstar Games spune că GTA 6 este underway, că se lucrează la el, că nu știu ce. Deci, practic, din momentul acesta, din secunda asta în care tu te uiți la videoclip, până în aprilie 2024 când începe anul fiscal, 2025 da, deci aprilie 2024 la e finalul, până atunci Rockstar Games trebuie să bage un trailer, pentru că după ce au pus trailerul, ok, o să vină jocul peste un an, ceva de gen, dacă nu la mână, poate 2 ani, dar ne trebuie trailerul cât mai early, da, după ce a apărut trailerul, atunci știm că bă, da, jocul chiar o să vină într-un an, 2, da, și ne așteptăm ca jocul să se lanseze în anul fiscal 2025, cum am spus și ei aici, pentru că nu ar avea sens să-i mintă pe uh, investitori și să uh, putem să cumpărăm jocul, să dăm pre-order, să cumpărăm jocul, să le dăm banii noștri celor de la Rockstar Games, care Rockstar Games la rândul lui de lui Take-Two și Take-Two le zice v am spus noi că totul merge bine și că avem bani și uite GTA 6 și se vinde și uite câți oameni au dat pre-order și uite cât hype e pe joc și așa mai departe. Deci, astea nu mai sunt speculații. Vorbim de lucruri concrete, reale, da, deci anul fiscal 2025 au zis ei că va fi un an fiscal foarte bun. Acum, faza e că e felul următor. Nu e prima oară când ni se spune de anul fiscal 2025. Am mai auzit de 2024-2025, v-am mai spus și eu în trecut, deci 5 de la Take se tot repetă cu perioada aceasta, așa că ne așteptăm să vină trailerul cu rând, foarte curând. Nu uitați de asemenea, pe lângă licurile din GTA 6, că pe 4 februarie chiar de ziua mea culmea cool LOL au anunțat și la Rockstar Games că lucrează la GTA 6. Nu știu dacă mai țineți minte tweet-ul ăsta din 2022, dar nu uitați de asemenea că Rockstar a anunțat GTA 6, oficial. Deci, jocul nu e neanunțat, deci trebuie să vină. Ne-au și zis, cu fiecare proiect nu știu ce, suntem uh, încântați să confirmăm că lucrăm la următoarea următorul joc în seria de GTA. Deci, ei au anunțat oficial că se lucrează la joc, jocul este foarte complex, este mult prea complicat, va fi peste așteptările noastre, va fi moment epic, toată lumea o să-l joace, dar, din păcate, durează foarte mult. Eu sunt foarte entuziasmat pentru jocul acesta și pentru high Hightail, nu știu câți dintre voi știți, îl cunoaște sau nu, ar trebui să-l căutați pe YouTube. Tot așa o să fie un joc care o să dărâme internetul, părerea mea, sau are potențial să dărâme, pentru că e un joc simplu, l-au anunțat unii cu un trailer, Trailer a strâns vizite aproape cât trailerul de la Fortnite și de la Minecraft, adică peste 50 milioane de vizite, <coughs> și din cauza faptului că a strânsat de multe vizite, a fost cumpărat de către Riot Games, Riot Games care deține League of Legends, și pentru că l-a cumpărat Riot Games, gen a cumpărat studioul, ăia s-au decis să șteargă jocul cu totul și să-l refacă de la zero, gen să refacă tot coding-ul jocului și atunci l-au amânat până în 2024. Oamenii au fost foarte dezamăgiți cu un an când au anunțat asta, dar așteptăm anul viitor, sper Hytale să vină. Este un Minecraft, nu știu dacă știți, îmi fac o paranteză și închei, Minecraft-ul are un server super, super, super popular numit Hypixel și de la Hypixel au strâns bani din Minecraft și au făcut Minecraftul. lor. Cam asta e toată chestia, deci o să fie nebunie cu astea două jocuri. Pentru astea două eu sunt super entuziasmat, iar mai nou pentru că, mă rog, au anunțat și GTA 6-le, dar uh, pentru că Rockstar Games a cumpărat 5M, o să avem direct servere probabil în, în interiorul GTA-ului. Nu știu dacă vor fi două GTA-uri diferite, gen GTA 6 și GTA A. Voiam să vă mai arăt ceva. Probabil va fi un GTA 6 și un GTA Online, GTA Online 2, habar n-am, dar tipul ăsta care face el niște speculații, nu sunt neapărat mereu adevărate sau nu, ne dă o veste bună că că varianta de calculator a lui GTA 6 este zvonită să se lanseze odată cu PS5 și Xbox Series X sau S, adică făcându-l primul joc de la Rockstar care se lansează simular pardon, în, și pe console și pe calculator. Țineți minte, faptul că foarte probabil ca GTA 6 să se lanseze prima oară doar pe console și apoi pe calculator. Dacă ne luăm după exemplele anterioare de la Rockstar, toate jocurile din trecut de la Rockstar, chiar și ultimul lor joc, Red Dead 2, s-a lansat prima oară pe consolă și după un an pe calculator sau doi sau mă rog, dar după un an măcar pe calculator. Dacă GTA 6 e primul joc care se lansează direct pe PC odată cu consolele, atunci e un moment epic, pentru că e ceva nou de la Rockstar. Ăștia zic că au văzut ei în licurile jocului niște fișiere legate de lansarea jocului sau developmentul jocului pe calculator, știi? Dar toată lumea a uitat că de fapt Rockstar Games obișnuiește să lanseze jocurile pe consolă prima oară, așa pe calculator. Chiar și ultimul lor joc, Red Dead 2, da? Care a fost în 2018 sau când a fost. Deci a, sper și mă rog la doamne, doamne, să nu fie așa, să nu se lanseze pe consolă prima oară, că nu-mi place să joc GTA pe consolă absolut deloc, nu-mi place cum se mișcă controlul la. Tragi tu cu ținta și te doar așa. Adică e o porcărie totală, eu nu, știu, obișnuit să mă joc pe controller, știi? Dar oricum, e peste mouse, e clar peste controller, că te miști tu direct cu mâna, în fine. O să ziceți, da, 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 mai da, I, Rafael, da, eu știu și mi pun mouse și tastatură la, la consolă. Nu prea e așa, că trebuie să aibă jocul suport, nu poți să pui tu mouse și tastatură direct la consolă cum vrei. În fine, astea sunt noutățile, dați și vă un like acolo dacă vreți să vă mai țin la curent cu ce se mai întâmplă. Nu o să fac videoclipuri non-stop cu GTA 6 ca să mulgem așa situația, nu, decât când avem zvonuri și informații clare, cât de cât foarte interesante. Nu o să facem non-stop, de aia din când în când apare câte un video. Să sperăm că următorul video e cu trailer unde o să facem reacție. Trebuie să vină trailerul curând, părerea mea trebuie să vină pe 1 septembrie, dacă nu, decembrie, nu știu, trebuie să vină. Trebuie să vină trailerul neapărat, că până nu vine trailerul, nu se lansează nimic. Și oricum, nu uitați că putea să fie două trailere cel mai probabil adică prima oară o să vină un trailer de la Bebe unde doar anunță așa un pic de tot jocul și după aia o să vină un trailer mult mai avansat cu ce se întâmplă în joc în fine vă mulțumesc să ne-ați acordat să ne vedem la viitoare po!